pentru ce-i hârtia aia? Vă place pușculița? Ah, am înțeles! O să încep cu niște inimioare. Apoi urmează restul. Nick desenează. Aș putea și eu să mă apuc. Încercarea moarte n-are. Wow! S-au transformat în praf de cretă. Clar o să câștig runda asta. O să mai trasez câteva linii. Atunci o să-mi folosesc degetele. Ăștia vor fi ochii. Vezi? E un porc. Dar trebuie să-i fac și corpul. E aproape gata! Desenul lui Nick e ok, dar colorat arată și mai bine. Bun, trebuie să-i adaug codița. Așa! Gata! Asta e imaginea câștigătoare! Eu nu-mi pot ridica în aer creația. Ia să vedem! Arată bine! Atât de mult praf! Ciu! Serios, Melanie? Scuze! Și tu urmezi? Ha! Of, eu fac artă, nu matematică. Știi cum se citește asta? Matematică! Știu, logic! Deschide-o pe a ta! Ce? Am primit și eu una! Ascultă, trebuie să le punem împreună! Mă ocup eu! Ăla ești tu? Așteaptă să vezi! Te ascult! Chestia asta e pornită? Doamne, trebuie să fie așa de tare? Ok, fie! Ai înțeles? O să mă descurc singur, cu un pic de magie artistică! Transform unul într-o girafă! Ce drăguță e! Și doiul? O lebădă, desigur! Dar numărul 3 se va transforma într-un fluture frumos! Și 4 e un peștișor! Creativ, nu-i așa? Ăsta e genul de mate pe care îmi place să-l fac! Chiar ești creativ, Kevin! Nu mai e nevoie de mine aici! Vrei să o rezolvi pe-a mea? Munca unui artist nu se termină niciodată! Privește și învață! Salut, călusule de mare! Vrei să te împrietenești cu un pui de veveriță? E vecinul tău acum! Și pentru 7 ne întoarcem în mare! Și ultimul, dar nu cel din urmă, un ursuleț adorabil! Gata! Chiar mă pricep! Nu crezi că sunt... Cineva era obosit! Trezește-te! Ce? Gata? Evident! Bravo! Ești un campion creativ! Un Picasso al zilelor noastre! Zâmbește! Unu, doi, trei! Și... am nimerit scoica albastră! Vai! Pisicuțele sunt preferatele mele! Abracadabra! Uf! Haide! Așa! Cum a făcut asta? Mă întreb ce-o fi înăuntru! O monedă de aur? Încearcă tu! Nu trebuie să-mi zici de două ori! Cred că simt ceva! Oh, e o pisicuță adevărată! Ah, ce dulce e, nu? Cum să o numim? Eu zic să o numim Bezea! Să zicem! Eu cum de m-am ales cu asta? Știu! O voi folosi ca să-mi desenez propria pisică! Îmi trebuie doar semicercul ăsta perfect! Apoi totul vine la fix! Chiar începe să semene, vezi? E uimitor ce pot face câteva forme diferite și un strop de culoare, evident!
încă niște accente și gata! Ce drăguță e! Mersi pentru asta! Wow! Cine e, scumpa mea? Bezea? Tu n-ai desenat nimic! Am fost distras! Arătați-mi creațiile voastre cu pisicuțe! Eh, ce jenant e! E cea mai reușită lucrare de până acum! Miau! E miau nunată! Mersi! Oh, n-ai avut inspirație, Brian? Abracadabra! Ha? Bezea? Prieteni, sunteți gata pentru asta? Roz înseamnă... un vultur! Nu e gata încă! Ce? Ar trebui să însemne ceva asta? E un cod secret? Ia să văd ceva aici! Chiar îmi dă de gândit! Oare ce să mănânc la prânz? E clar că știe ce face! Mă doare mâna! Știu! Semnele doar ancorează vulturul! Acum trebuie doar să-l colorez! Mai bine mă grăbesc! Arată bine! Și asta-i tot, prieteni! Gata? Oh, fix la timp! Ia uite! Sunt foarte impresionată! Ah, fiu! L-am făcut pe al meu într-un stil liber! Și e și strălucitor! Îți place? E ca o pasăre sirenă! Ok! Atenție! Sunteți gata pentru o provocare cu desene? Hai, sper să pice ceva interesant! O maimuțică simpatică! Parcă ai fi o primată uriașă! O să fie ușor de desenat! Formele sunt cele mai importante! Până acum arată bine, dar eu mă pot descurca și mai bine! Împăturește o hârtie în două, apoi pliază-o în partea de jos. Acum desenează partea de sus a feței maimuței. Cu tot cu urechi! Și completează-i fața simpatică! După ce i-ai făcut ochii, ocupă-te de sprâncene și de nas. Apoi, desenează-i partea inferioară a feței. Aoleu, trebuie să umplu și golul rămas! Ce dinți înfricoșători are! Maimuța asta nu pare prietenoasă! Și nu uita să colorezi totul! Continuă și... e aproape gata! Acum treci la următoarea culoare! Gura e aproape gata! Și acum limba! Ia uite ce maimuță am desenat! Nu mai e înfricoșătoare, corect? Hei! E drăguță, nu-i așa? Tare! Nu te apropia prea mult! Ah! Ah! Nu mi-a fost chiar așa frică! Wow! Oare mi se pare? Sau aia e o gorilă uriașă? Zoe! Of, copii! Serios? A fost înspăimântător! Hai să vedem maimuțele! A mea e cea mai simpatică! Arată bine pentru un începător! Zoe? Voilà! Oh, vai de mine! Zoe, ai câștigat runda asta! Mai mult noroc data viitoare, Matt! Fiți foarte atenți! Unde se va opri roata? Oare... un copac! Am nevoie de o tehnică specială! Ce talentată e! Dar nu-s foarte îngrijorat! Am și eu propriile trucuri! Termină! Zoe! Uite ce am făcut din cauza ta! Nu trebuia să tragi așa cu ochiul! Și acum ce fac? Uite ce de vopsea! Da! Am nevoie de câteva lucruri! Hei!
Mersi, aveam nevoie de asta. Ok, mi-am pregătit instrumentele. Acum iau o foarfecă de hârtie și torn vopsea neagră pe ea. Și suflu aer cu ajutorul unui pai. Apoi orientez în sus, uite așa. Ar trebui să se împrăștie în direcții diferite. Și așa am obținut ramurile copacului. Să nu uit de flori! Vă place? Oh, wow! E minunat! Tu ai desenat asta! Nu vreau să-mi arăt desenul! E jalnic! Putea fi mai rău! Nu mai contează! Matt, ai câștigat runda asta! Sunt maestrul copacilor!